În copilărie, reducerea ponderală se face cel mai ușor prin ordine în mese. Cereți însă ajutorul medicului pediatru. Acesta poate ajuta copilul și cu probiotice. Dr. Veronica Lazar, profesor universitar la Facultatea de Biologie, se știe despre sistemul imunitar că este un alt sistem senzorial, percepe informații, ocupă locul 2 după sistemul nervos și percepe stimul de altă natură chimică. Moleculele din microorganisme au capacitatea de a stimula sistemul imunitar. Toate microorganismele din mediu maturizează sistemul imunitar al copilului și îl antrenează apoi tot restul vieții. Copilul care tot câștigă kilograme. În interiorul colonului s-a constatat că anumite microorganisme își numărul în mod anormal. Se numesc firmicutes. Aceste bacterii ne-ar proteja de perioade cu foamete. Bombardate cu mâncare, ele schimbă rolul, ne explică medicul primar pediatru Steluța Boroghină. Steluța Boroghină, medic primar pediatru. Firmicutes sunt niște bacterii mai neprietenoase cu noi. Ele înmagazinează tot ce mâncăm și cresc depozitele. Ele cresc stocuri, ne protejează de foamete. Excesul acestora este nociv. Prin urmare, copilul nu poate să fie în echilibru. Steluța Boroghină, medic primar pediatru ne spune, până pe la 5-6 ani, porția unui copil nu trebuie să fie mai mult de jumătate din porția unui adult. La 10 ani, 2 din trei din porția unui adult, copiilor le crește capacitatea gastrică. Stomacul e ca un mușchi. Dacă spui un membru în ghips, se atrofiază. Așa e și cu stomacul. Nu-i mai dai, se strânge și cu timpul nu mai cere atât de mult. Până la 12-13 ani, copilul are nevoie de 3 mese și 2 gustări. În adolescență, de 3 mese. Când devine tânăr adult, două mese pe zi, fără el între. Acest orar al meselor face parte din educația primară. Pentru toate bacteriile care ne reglează sistemul imunitar, contează diversitatea alimentelor, cel puțin 15 tipuri de alimente pe zi. E posibil cu mâncare gătită în care puneți plante condimentate și legume diverse. Contează mișcarea. Într-un program alimentar destinat pierderii ponderale în copilărie, cereți ajutorul medicului. Acesta e cel care vă poate recomanda în programul alimentar și probiotice, adică bacterii prezente în colon în mod normal relatează știrile protv.ro